Iaroslav Hrubic, președintele Comunei Covecița, și dr. Predrag Vinković, directorul dispensarului din Covecița, au parafat contractul prin intermediul căruia căminului sanitar din Covecița s-a dat spre folosință două aparate de ultrasonografie de ultima generație. Aparatele vor completa echipamentul secției de ginecologie și pediatrie. Opština Covecița e deo jednog velikog projekta koji finansira Europska unija putem IPA fonda preko granične saradnje Rumunija Srbija u vrednosti koji vredi 420.000 evra, a od toga je opština Covecița dobila 120.000 evra za nabavku medicinskih aparata. Aș vrea să mulțumesc în numele tuturor angajați de la Căminul Sanitar din Covecița pentru această donație de la Uniunea Europeană, fiindcă o să ne ajute mult la diagnostificarea unor boli pentru copiii cei mici și pentru femei. Principalul obiectiv al proiectului constă în creșterea calității serviciilor medicale. Până la mijlocul lunii decembrie trebuie să ajungă și echipamentele performante pentru analizele biochimice, ce înseamnă asta, analiza sângelui. Deci, prin care din nou vom putea crește calitatea, în primul rând, prevenirii bolilor prin controlele efectuate. Din bugetul Guvernului Provincial, Comunei Covecița a fost alocată suma de 2.100.000 de dinari pentru cofinanțarea activităților proiectului.